Se anunță o adevărată desfășurare de forțe miercuri între orele 12-14. Potrivit unui scenariu stabilit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în urma a două cutremure de pământ se produc mai multe situații de urgență în incinta unui hotel din capătul pietonalului Unirii, dar și a cinematografului, cum ar fi incendii, prăbușirea unor elemente de construcție, avarii la instalațiile de utilități. La fața locului vor ajunge pentru intervenții salvatorii de la ISU, împreună cu polițiști, jandarmi, reprezentanța Inspectoratului General de Aviație Iași, militar și ambulanțieri. Aceștia vor avea misiunea de a salva victimele. Exercițiul urmărește testarea capabilităților de intervenție și de răspuns a forțelor implicate, precum și viabilitatea procedurilor și planurilor de cooperare comune ale structurilor cu atribuții în managementul tipurilor de risc. Totodată, în cadrul simulărilor va fi verificat modul de punere în aplicare a planului roșu de intervenție județean.